Astăzi ne pompăm brațele! Dorian Popa, ești nebun? Gata destul cu flexul? Pă unde-mi sunt ganterele, bă, gameș? Cu acele gantere de 10 kg fiecare voi face câte 10 repetări, gen așa cu ambele brațe odată, pentru fiecare brawler. Cred că vă puteți da seama de acest lucru și din titlu și din thumbnail, dar am zis să clarific pentru toată lumea. Ideea este următoarea. Vom juca pe acest cont, vom deschide boxuri, destul de multe boxuri. Contul Robert, aveți link de la canalul lui în descriere, primul link din descriere. Să-i dați și un follow, adică de fapt un subscribe, că deja, deja sunt cu TikTok-ul, cu Instagram-ul, cu un alta și o dau pe follow. Apropo, da, m-am apucat de TikTok. Am postat doar un video și am făcut aproape 50.000 de vizionări în două zile. Adică se poate spune că, da, no flex, da, gen, chiar, bă, să treci de pe YouTube pe TikTok e insane. Bubui, frate, pe, mă rog, hai să nu vorbim despre TikTok. Cert este că trebuie să-mi dați follow pe sergiu.deu. Deci hai să vă prezint contul. Ideea este că avem aici la Brawl Pass câte ceva season ends în 15 ore, no? Bine, bine că deschidem acum înainte să se end, știți cum zic. Avem destul de multe, n-am stau să număr megaboxurile, sunt oricum multe, vă zic eu. Avem și la Trophy Road câte ceva. Bă, nu sunt multe chestii, dar avem deja bow, deci deja avem câte ceva. Ideea este că, apropo, nu știu dacă ați observat, sunt mai roșu la față decât de obicei, pentru că adineori m-am antrenat la picioare, gen am făcut leg day, iar acum pompăm brațele, da, bicepsul ăla planaos. Mă rog, avem 20 de brawler și fără să mai stăm la... Oh my god, ați văzut asta? Licurici, licurici! Ok, gata, hai că terminăm. Hai să începem cu opening-ul. Bă, sincer mă aștept să pice, frate, vreo 3 brawler, 4 brawler pe acest episod. Deci avem cât de cât de pompat brațele, da, deci este ok, este acceptabil. Nu mă pot plânge, dar na, hai să vedem totuși, nu se știe la urma urmei. Noi deschidem momentan, bă, hai că deschidem primul megabox, ok? Doar pe primul deschidem, după lăsăm restul megaboxurilor la sfârșit. Hai să vedem. Puu, 6 din prima. Bă, nu m-am uitat dacă poate spice gadget sau star power. Ok, hai să vedem în cazul ăsta ce va fi. Băi, eu zic că e brawler, bă, deci e brawler 100%, ești nebun, n-are cum. Deci că dacă nu, ne supărăm, știți cum zic, ia să vedem, hai. Tă-te-i în pana mea. No, oameni bune, am simt și luminile, pentru că parcă se vede mai bine. Bă, stați de aici, așa, profesional. Ok, hai că trecem, continuăm. Bă, deci, din păcate, gadget, dar o pica gadget pe Bell. Brawlerul meu preferat, ia fiți antene, bă. Deci unde o avem? Unde o avem pe Bell? Ia să vedem. Nu, bă, pe B voiam să zic. Doamne fer, ce Bell. Da, deci pe B, oameni buni, brawlerul meu preferat. Unde-i Bell, bă, din curiozitate? Uite-o, bă, pe Bell. Care Bell? Bellii mei. Deci vă dați seama că eu efectiv am căutat-o pe Bell ca să vă pot face gluma asta. Efectiv, în caz că vă întreb. Bă, hai să facem trend din chestia. Luminează. Oh my god, dude, what? Tot pe B. Efectiv, ambele gadgeturi așa, bă, voi vă dați seama? Gen, am luat ambele gadgeturi așa, din două boxuri la rând pe B, ca să vedeți și voi ce chestie. Ok, foarte interesant, însă nu mă interesează gadgeturile. Sincer, vreau să pice brawler pentru că am chef să pompez o leacă brațele, știți? Pentru că azi v-am zis, am avut leg day, dar putem face și biceps day în același timp. Bă, vă dați seama că am căutat-o pe Bell numai ca să vă fac poanta aia. Hai să facem trend. Bă, nu mai, deja nu mai este, nu mai prinde mil sugi, mil nu știu ce. Bellii mei, da? Deci, care Bell? Bellii mei. Deci, efectiv, cea mai bună poantă 2023. Vă dați seama, deci, mamă, să vedeți ce trend scoatem cu asta. Hai că, da. Deci, efectiv, n-am auzit-o nicăieri. Pur și simplu m-am gândit eu așa într-o dimineață. Ok, pași 4 de bănuza, nu pică. Ok. M-am gândit așa într-o dimineață, bă, Bell. Bellii mei. Și da, mi-a venit gluma asta, sunt foarte mândru de ea, atât de mândru încât v-am mai și spus-o. Da, mă rog, nu mă băgați în seamă, hai să continuăm. Bă, da, trebuie să recunoașteți că ați picat în plasă, deci bă, v-am dat-o. Hai că da, big box, din nou big box. Am văzut că mai erau deschise câteva chestii. A, nu, cred că numai bănuții erau luați. Deci ok, se acceptă, se acceptă. Brawl box. Nice, perfect, nimic. O să-mi spuneți, oameni buni, cum vi se pare mai șmecher camera să fie așa sau cu lumină cum era la început. Apropo, dacă mai vreți videouri de brawler nou egal nu știu ce, lăsați-mi idei cu ce să fac și dacă face acest video 2000 de like-uri, mai facem 100%. Ok, big box, tot nimic. Luăm și gemurile, văd cu ajuns băiatul pe la 40 de gemuri din câte am văzut acolo. 42, ok. Brawl box, big box, ok, mai avem și aici un mega box, însă v-am zis, am să las mega box-urile până la urmă, la sfârșit. Până acum nu suntem prea bine, oameni buni. Până acum se cam produce gaming, dar gaming ne de calitate, gen, nu e ok. Noi vrem să pice ca să pompăm 3 iteme,
nu e bine. De fapt, 3 item e nice, e normal, doar că pică prea mulți bănuți din big box-urile astea, văd că ar trebui să pice și acolo, sub 40, știți? Bă, ești nebun, deja se termină, bă, frate, stai uleacă că m-am speriat. Măi, te-ai speriat, dar pe bune că m-am speriat, deci mă așteptam să dureze mai mult până le terminăm, ok. Hai în cazul ăsta să ne băgăm, uite aici, unde-i? Ok, Brawl Box. După care niște puncte, le iau pe Shelly, îmi pare rău, sper că e ok. Nu cred că mi-au zis, sigur nu mi-au zis pe ce brawler să le iau. Hai, se încarcă tăticu. Brawl Box. Oh, ok, mamă, m-am spărit, că gen, mi s-a părut că era ceva mai bun. Dar nu mă așteptam să pice din Brawl Box, efectiv, știți, e foarte satisfying. Satisfying când pic un brawler gen așa, direct, știți, gen... Știți voi, bă, la ce mă refer. Ok, păi, în cazul ăsta aș zice să trecem la treabă, oameni buni. Ia fiți antene că dăm cadrul mai în sus. Uite, cam așa cred că va trebui să fie. Mamă, cum ar fi să filmez mereu așa? Oh my god, ce șmecher. Aprindem lumina. Never gonna make it. You're not... Deci facem pentru bicep shot. Oh my god, ce fain se vede lumina. Mamă, ok, stați să vedeți. Bă, da, acum fără mișto, lumina asta e foarte în favoarea mea. Adică uitați-vă și voi cum mi se vede tricepsul. Păi aș filma din picioare, să mor ce șmecher se vede. Doar că nu prea sunt focusat. Hello. Ok, ceva în genul ăsta. Ok, urăsc de obicei când schimb cadrul, dar acum o fac ca și excepție. Vedeți că găfă-i puțin, într-adevăr, pentru că și cam dau duhul vorbind aici constant. Unul la mână, doi la mână, n-am ridicat chestiile alea care sunt cât de cât greluțe, adică e ok. Ce pot spune? Mai avem aici, da, de fapt, am uitat, da, deja începeam cu megaboxurile eu, dar înainte de a continua, vedeți aici pe canalul lui Deiu content de calitate, connection lost, wow. Toți mor! Rău, ceva am să spun este că nimeni nu stă pe un videoclip peste 5 minute fără să-i placă. Deci dacă încă ești aici, înseamnă că îți place videoclipul. Așa că m-ar ajuta foarte mult să te abonezi dacă n-ai făcut-o. Este 100% gratis și te poți dezabona oricând. Trebuie doar să dai un click, nu trebuie să faci altceva, nu trebuie să semnezi vreun contract sau ceva. Adică gen pur și simplu dai click și cam mai e, bro. Mă rog, cred că știți voi chestia asta, gen, na, mă rog. Oricum, am văzut odată un comentariu, cred că pe TikTok de fapt, dar mă rog, nu mai știu de fapt, în care cineva a întrebat dacă costă să te abonezi. Și gen, totuși se merită să zici că, bă, frate, nu costă absolut nimic, adică nu înțeleg. Eu, de obicei, mă abonez la un canal când chiar mă face să zâmbesc sau să râd măcar o dată, știți? Nu știu dacă vă fac să zâmbiți sau să râdeți, dar măcar dacă vă simțiți că decât ok, gen, na, măcar pentru background-ul ăsta, bă, că e blanau, am uitat să-mi sting lumina. Da, păi în cazul ăsta cred că o să rămână așa. Ok, nu o să rămână. Hai, prea departe ăsta. Mie-mi place pântuneric. Ok, am luat și niște puncte. Bănuții, nu, frate, bo. Mamă, bo, din vina lui acum trebuie să mai facem. Pentru că, da, așa e la mine. Se pun și brawlerii de la Trophy Road și așa gen, da, înțelegeți voi. Așa că, da, hai să-i dăm din nou, oameni buni. Iar trebuie să modific cadrul. Asuma puțin că mi s-o dereglat asta. Dorian Popa e minciună. Ce face fetițele? Holy fuck, nu pot să mă abțin să nu mă flexez. Uitați-vă și voi cât de bun e, mamă, cât de bun e vincul. Se trezește bombardierul din mine, oameni buni, vă rog, iertați-mă. Eu de fapt cu acest videoclip am vrut doar să mă flexez, hai că da. Bă, chiar cu videourile astea, ca să știți și voi, pentru cine se întreabă, nu mă flexez sau ceva de genul. Dacă credeți că am cu ce mă flexa, o voi lua cap în compliment, deci vă mulțumesc. Ideea este că vreau să încurajez să faceți sport, ok? Deci faceți cât mai mult sport. Eu, după părerea mea, sportul este cel mai important lucru, unul dintre cele mai importante lucruri în viață. Chiar de la o vârstă fragedă, nu neapărat să ridicați greutăți, ok? Deci nu de la o vârstă fragedă să ridicați greutăți, puteți face calisthenics, gen flotări, una alta, cardio, și este foarte important să faceți asta, deoarece vă dezvoltați și corpul și psihicul și tot, da? Deci este foarte important. Plus că arătați și bine, deci da. Hai să trecem la Brawl Pass și nu este absolut niciodată prea târziu, mai ales pentru voi cei care vă uitați la mine să vă apucați de sport și una alta. În fine, hai să-i dăm și 6 iteme, nice! Hai să vedem dacă ne pică și nou un brawler acum, nu din nou gadget. Ideea este că mereu când fac brawler nou egal ceva, pică 7 iteme. Am așa un sentiment că data asta nu se întâmple, dar na, să sperăm totuși că... Ok, Lu. Ha, 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 nice. Bă,
Deja încep să simt, încep să simt pump-ul. Deja mai pică doi brawler și-s direct Dorian Popa. Bă, mi-aș da tricoul jos, sincer, mi se pare prea pornografic. Mai aproape de camera acum. Oh my God, cum mi se văd venele. Se văd destul de exagerat. Din cauza luminii, e foarte bună lumina. Deja începe să devină mai picior oameni buni. Cred că am găsit lumina perfectă. Ok, oameni buni, cam așa filmăm de alt. Ok, hai să dăm asta înapoi, uite așa jos. Da, Lu, Chromatic Brawler, nu-i rău. Câte mai avem? 3 megaboxuri. Ok, 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 hai să continuăm în cazul ăsta. Sincer, nu prea mă aștept să mai pice mari lucru. Uitați, din ăsta deja nu mai pica nimic. Însă, Doamne ajută cu Dumnezeu înainte. Da, nici din ăsta nu mai pica nimic. Și suntem la ultimul megabox, oameni buni. Ce ziceți? Dacă dați like acum o să pice, vă zic eu. Hai. Ok, 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 fail. Fail, însă au picat 3 brawler, din câte știu, dar dacă am numărat bine, am numărat bine. Și dați like dacă mai vreți, vă alegeți unde de pe ecran și ne vedem acolo. Pa, pa!